Da, am revenit a doua parte a emisiunii noastre la Campus TV, ediție specială. Bine, în fiecare zi la Campus sunt ediții speciale, aproape toată după amiaza și toată seara. Domnul Vasile Minică este alături de noi în continuare, fiind marți. Domnul Minică, mi-a fost frică să deschid instituția prefectului județului Buzău, a fost în direct pe Facebook. Am văzut în pauză dând așa cu deștul pe Facebook și am văzut totuși că e vorba de declarații de presă susținute de președintele României Klaus Iohannis la finalul ședinței de lucru cu primul ministru al României și membri ai guvernului pe tema campaniei de vaccinare împotriva COVID-19. Îmi permite să dau o accesare? Haideți să-l auzim. Așa, ia. Da, să-l și vedem, ia. L-am în palmă pe domnul președinte. Ce-am făcut? Băi, deci tehnica asta nu se poate așa ceva. Reveni imediat. Ia să vedem. Ia, mai ziceți odată, domnul președinte. Să aducem vaccinul mai aproape de oameni. Așa. Pe succesul vaccinării unui număr cât mai mare de români depinde redeschiderea completă a tuturor sectoarelor socioeconomice și construirea României post-pandemice. Bă, e incredibil. Deci noi în exclusivitate avem așa ceva, vedeți sau? Mai transmite cineva așa declarații? Stai. Mai transmite cineva așa declarațiile? Să se implice activ în campania de vaccinare. Succesul pe care l-am avut până acum este preponderent în mediul urban. Să pregătiți aplauzele în regia de emisie, vă rog. Și în zona rurală, pentru că acolo accesul la un centru de vaccinare este de multe ori mai dificil. Oamenii trebuie să fie informați. În localitățile mici, chiar să se meargă din poartă în poartă, dor tot dor. Le spune oamenilor cât de important este să se vaccineze. Da. Aici intervin centrele mobile, care sunt esențiale pentru a crește ritmul de imunizare și în mediul rural. Este important să mergem noi către oameni, iar autoritățile locale, cu toate mijloacele pe care le au la îndemână, să le faciliteze vaccinarea. Da. E bună teoria asta, domnul Minică, nu? E bună teoria. Da, mulțumim, domnul președinte. Ne pare rău, dar mai avem și altceva de discutat. Bine, oricum ne-a ridicat mingea la felul, domnul președinte, pentru că o să vorbim și noi despre campania de vaccinare și situația de la Buzău. Deci sună bine în teorie ce zice domnul președinte. Sigur. Partea practică e un pic mai așa. Da. Mai delicată. Mai multe implicare. Da, și noi avem centre din astea mobile. Uite, în ultima perioadă s-au tot deschis. Avem și imagini, evident. Avem centrul Drive Through de la Super... Uitați, aici inaugurat de motocicliști, foarte mulți motocicliști care au ales să fie primii clienți ai centrului drive-thru din parcarea unui supermarket din municipiul Buzău, la ieșire spre Ploiești. În weekend, la Râmnicu, Sărat, a fost deschis de asemenea tot în parcarea unui centru comercial și înțeleg că lista va continua la nivelul județului nostru. Da, e normal, e firesc și chiar e necesar să atingem un număr semnificativ de vaccinări. E o anumită pasivitate la anumite persoane și cu cei care am vorbit și care nu s-au vaccinat, nu sunt antivaccinare, ci mai mult n-au întâlnit oameni care să-i convingă, fără a-i obliga, sigur, că e bine să se vaccineze. Și apropo de ce spunea domnul președinte, cred că în zona rurală trebuie cumva să autoritățile locale, nu-mi dau seama cine, să facă mai multă educație spre vaccinare. De autorități locale, spunea domnul președinte, să fie mai prezente în rândul sau în mijlocul cetățenilor de rând și să le explice că e bine să te vaccinezi. Bine, acum depinde dacă le explică doar atât, domne, e bine să te vaccinezi, genul ăla, dacă nu te vaccinezi așa, ca la copii, s-ar putea să... Eu zic că acolo ar trebui făcute totuși niște echipe mixte, că în afara autorităților locale, politice și de orice fel, oamenii de încredere ai urbei, ar trebui să fie și să
pună puțin sufletul și medicii de familie în localitățile unde sunt arondați, pentru că una peste alta cetățenii au încredere în medicii lor de familie, cei care pe unii da. Chiar îi țin în viață. Domnul Minică, eu am o ipoteză legată de relaxarea asta totală pe care au decis-o autoritățile. Eu cred că au vrut să încline o balanță. Apropo de ce spuneam la începutul emisiunii, domnul Minică, au văzut cât de mult pică în cap în sondaje și au zis, bă, trebuie să facem ceva. Hai, liber. Liber, faceți-vă de cap, dragi români. Unii dintre ei vor aprecia și apreciază acest lucru. Ia uite, bă, că până la urmă... Domnul Mihai, sunt întru totul de acord și eu am o altă expresie. Expresia mea este, au furat startul. Pentru că eu sunt convins că, conform ultimilor date, era clar că numărul și incidența celor infectați scade și nu putea să țină, pentru că aia ar fi fost sinucidere curată din punct de vedere politic, să mai țină multe restricții. Și așa, tot avem restricții suficiente și în momentul de față. Da. Și sper, prin această campanie de vaccinare și prin imunizarea de grup, pentru că foarte puțin se spune că noi am făcut tot efortul, am plătit aceste vaccinuri, am mers pe vaccinare, dar să știți că foarte mulți români, din punctul meu de vedere, au avut boala și n-au știut. Deci, așa cum spun și anumite statistici, este, la nivel național, domnul prefect. Așa. Statistici la nivel național, se pare că avem în jur de 30% care au avut boala, dar aici discutăm de zonele urbane. Dacă luăm și zonele rurale, pentru că acel sondaj s-a făcut în general în zonele cu aglomerații, cu orașele mai mari și așa mai departe, se pare că se duc undeva în 35%. Dacă mai punem și numărul celor care s-au vaccinat, este clar că suntem aproape de pragul de imunizare de grup prin cele două metode, având boala sau făcând vaccinul. Și automat se vede și din incidența cazurilor în momentul de față. Da, vă uitați așa un pic mai cu un semn de întrebare aici. Sunt imagini filmate în weekend, sâmbătă, de colegul meu Sorin Petre, la centrul de vaccinare deschis la Râmnicu Sărat. Centrul din ăsta mobil, în parcarea unui super și anume Market. Da? Și la Râmnicu Sărat se întâmplă lucrul acesta după ce a fost redeschis spitalul municipal în sfârșit după un an și ceva în care au fost tratați doar pacienți infectați cu COVID. Săptămâna trecută, bucurie mare în rândul personalului medical și în rândul râmnicenilor, care l-au, adică dacă se îmbolnăvesc, au în sfârșit sau au din nou acces la serviciile medicale oferite de Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat. Asta iar trebuie discutată și de apreciat faptul că intrăm în normalitate și cu spitalele, pentru că foarte multă lume cu boli cronici au evitat anumite, sau să zic, contactul cu aceste instituții, tocmai din teama de a nu se infecta și de a avea probleme grave de sănătate. Am înțeles. La nivel de imagine este perfect. Și chiar mă gândeam, băi, dar de ce intrăm noi în capcana acestor autorități promovând tot felul de activități? Păi, pentru că, uite așa, începem și noi să mai avem slăbiciuni. Da, picăm în capcana asta și îi promovăm. Pe principiu că hai să informăm cetățeanul de rând. Care dorește, care nu, nu are vedere niciun fel de problemă, nu se supără nimeni, fiecare este liber să facă ce dorește. Bine, cu o limită, evident, dar... Ce am făcut noi între timp? Adică am înțeles, bun, desant, vinem cu motocicletele, venim, ne ducem, participăm, suntem prefecți, subprefecți, subprefectă, sub de toate. Dar sub această mânt extraordinară, vai, de bine, vai, ne vaccinăm, vai, bă, dar noi ce facem? Câți bani avem în buzunare? Cât e litru de benzină, domnul Minică? Păi nu s-a mai observă că a crescut continuu. Și a ajuns până undeva la peste 5,50 lei. Aha. 5,60 lei. Aoleu, da? Și? Așa, și cu toate că... Ce fac patronii de restaurante? Patronii de restaurante... Ce fac acum? Deci au bucuria asta, mă rog, de la 1 iunie... Și ce a făcut statul român pentru oamenii ăștia?
ce să facă? Nu a pentru patron în general, ca să nu se înțeleagă greșit, că patronii au avut niște angajați pe care i-a dat afară, că n-avea ce să fac. Unii alții i-a ținut pe acele măsuri de protecție de 75% șomaj tehnic. Am construit ceva între timp, domnul Minica, asta întreb și eu. Păi unde să construim? Noi între timp încercăm să vindem și ce mai avem, nu? Haideți să vedem tabloul la zi. Național cu tot felul de activități rentabile și profitabile care încearcă cumva la anumite presiuni pentru anumite așa zise facilități, că noi am votat de 7 ani aproape pe domnul Iohannis în speranța că Schengen-ul o să ne cuprindă și pe noi. Ați simțit ceva? Da, știți ce am simțit eu, domnul Minic? Era să zic că am simțit că ne-am păcălit iar. Dar politica asta de manipulare este foarte bună. În continuare își face efectul. Repet, dăncilă la BNR este... este temă la școala manipulării. Încă o dată. Toată lumea astăzi vorbește, inclusiv noi, dar noi vorbim, eu unul cel puțin, pun și altfel problema, da? Este școala manipulării pentru fiecare cetățean aflat într-o funcție înaltă care vrea să distorsioneze realitatea în fața prostului care se uită. Prost sunt și eu, sunteți și dumneavoastră, sunt și alții. Da? Toți cei care cu tot respectul, adică. Bun, aici avem situația COVID la zi. În județul nostru, din păcate, avem cifra zilei la decese. Am ajuns la 400 de decese în rândul persoanelor infectate cu coronavirus de la începutul pandemiei. Confirmații în continuare sunt la un nivel foarte scăzut. De pildă, în ultimele 24 de ore avem doar 9 persoane la nivelul județului nostru confirmate cu COVID. Haideți să vedem teste. Se fac 269 de teste așa în ultimele 24 de ore. Puțin, mult, nu se știe, dar oricum ideea este că sunt din ce în ce mai puțin. De precizat aici că suntem deja la vreo 2 săptămâni și ceva după sărbătorile pascale. Știm da. Că epidemiologii avertizau. Dom'le, haideți să vedem. Sperăm să fie și aproape de realitate tabloul acesta. Da, cum să spun, în mod sigur, după ce va trece această situație cu COVID, încă specialiștii vor mai avea de studiat și să aducă opiniei publice modul de manifestare a acestui virus. Bun. Pentru că se demonstrează vis-a-vis și de ce spuneați dumneavoastră și astă vară cu marea și cu aglomerațiile că E ceva care nu s-a stăpânit în transmiterea lui, în modul de virulență și așa mai departe, pentru că se pare că în anumite momente când a fost relaxări, nu a crescut neapărat numărul infectațiilor. Bun, haideți să vedem și cum stăm cu vaccinarea, tot bilanț la zi, potrivit datelor furnizate de autorități. Ce avem noi aici? În ultimele 24 de ore, 481 de vaccinați plus 1145, da, deci este un ritm interesant de bun în continuare, după sărbătorile pascale. Știm că a fost acea perioadă înaintea sărbătorilor pascale când așteptau cei de la centre de vaccinare, mai venit unul, Să intrase puțin bucurie. Chiar în panică. Da. Panică și după aia iar am început să creștem, o medie de 1600 chiar pe zi. Avem deja depășit această cifră de 115.000 de persoane vaccinate la nivelul județului nostru. Peste 50.000 dintre aceste persoane au primit deja a doua dosă. Câte minute mai avem? Oh, perfect. Mai avem ceva cu COVID-ul? Ca să știm să-l terminăm și pe ăsta. Deși în continuare ne termină azi, nu. Perfect. Mai trebuie să mai zic ceva, nu? A sunat cineva, oricum, cred că vine invitatul Magdei. Oricum. Vine domnul fost viceprimar Andrei Nedăr, consilier local. Oricum am privit, nu suntem foarte, nu stăm foarte bine, stăm pe o medie națională, dar ținând cont de total populației pe județ, suntem undeva aproape de procentul național de vaccinare și ar trebui să se facă... Iar vorbește domnul
scuzați, așa. Să se facă eforturi pentru a crește numărul de vaccinați. Eu cred că eforturile astea se fac și în funcție de numărul de doze de vaccin care sunt la dispoziția autorităților. Da, bun. O să urmăriți, apropo, am început emisiunea cu peisaje. Uite, și în spatele nostru avem acolo zona barajului Siriu. Vali Blidaru, unul dintre cei mai buni fotografi din țară, zic eu, ne oferă această imagine superbă, filmată cu drona. Îl salut pe Vali cu această ocazie. Din zona barajului Siriu. Domnul președinte Iohannis, am văzut că era într-o zonă tot așa, cu multă verdeață. Dânsul știe de existența acestor peisaje în țară, de exemplu? Oamenii care ar trebui să știe, să pună în valoare această zonă superbă, ce fac ei? Crăpesc. Domnul Minică, am fost acum sâmbătă. Am fost aici. Știți ce mi-a zis soacră? Hai să ne întoarcem. Îi era frică din cauza infrastructurii rutiere. Da? Păi, acolo la Siriu, să urcăm mai mult. Acolo la Siriu chiar e... Domne, vorbim de DN10, domne, încă o dată un drum foarte important. Domnule, uitați-vă cât de... Dar tot mai puțin circulat datorită incidențelor de rupturi acolo, da, la Siriu. Și că Valea Prahovei. Domnule, ne-am întâlnit cu mulți turiști. Că sunt zone unde ne putem opri, legal vorbind, da, ne putem opri pe parcurs și să admirăm. Dar nu există turist care să nu fi zis, fără să-l fi întrebat, domne, Valea Prahovei e mic copil pe lângă ce aveți voi aici. Da, sigur că da, dar Valea Prahovei, cu excepția amenajărilor muntoase, da, așa, că ai o telecabină, că poți să urci la o înălțime apreciabilă și fără să faci eforturi deosebite, nu se compară cu frumusețea asta de la lacul Siriu în special. Și zona spre Cheia, dar tot de aici, de la lac, spre Cheia. Da. M-am oprit un pic pentru că am rămas în tabloul acesta. Dar încă o dată, pentru a merge turismul, dacă așa a fost întrebarea dumneavoastră, mai avem multe de făcut. Pentru că oamenii, dacă îi aduci în zona asta să privească, să plictisesc în câteva ore. Trebuie să aibă posibilitatea de agrement, de a-și ocupa timpul. Și mai e un lucru esențial, că iar revin acolo la baza mea. Să aibă și bani. Să aibă, corect. Da. Bun. Vai de mine, a trecut iar timp. Trebuie să ieșim din emisiune. Dar nu avem cum. Domnul Minică, apropo de valori și de cum promovăm noi valorile, noi în general, că noi aici promovăm în particular. Una dintre valorile Buzăului cu care ne-am mândrit și ne vom mândri în continuare este vorba despre Simona Stancu. O aveți aici lângă. Arbitru internațional de handbal. Ajunge la cea mai mare performanță a carierei în momentul de față, de a arbitra finala Ligii Campionilor. Aceasta era, urmăriți imagini de la știrea în care colegul nostru Andrei Solomon de la Sport a anticipat practic că ar putea exista această performanță pentru arbitra buzoiancă Simona Stancu. De ce nu? Simona Stancu în cărți pentru finala europeană. Ei bine, s-a stabilit. Simona Stancu alături de Gălățeanca, colegă, vor arbitra cele două finala Ligii Campionilor la handbal feminin. Și cu asta încheiem. Suntem mândri încă o dată de această performanță, suntem mândri efectiv de Simona Stancu. Buzău a avut pepinieră în domeniul ăsta al arbitrajului. Da. Bun, domnul Minică, arbitru a zis că avem cartonaj roșu, am depășit timpul, aveți cravata roșie. Aveți cravata roșie. Imediat, în câteva minute, urmează o ediție a emisiunii Dale Buzeanului. Fostul viceprimar Andrei Năder revine în studioul Campus TV în calitate de consilier local din partea PNL. Să aveți parte de o seară excelentă, la revedere!